Domnule profesor, pentru că vorbeam de pensiile speciale, ieri un primar PSD, de altfel, domnul Anton Ardelean, vocal totodată, care spune în ultima vreme cam ceea ce gândește, în cadrul acestei emisiuni a spus că nu este de acord cu pensiile speciale. Surprinzător. Surprinzător. Și și-a asumat această declarație. Și-a motivat. Argumentat și da, de ce? Și-a spus că nu este nevoie, pentru că ei oricum sunt remunerați. Păi și au salarii destul de frumoase da. Acum. Și dacă ar fi să-i premieze oarecum în vreun fel, ar fi suficient o indemnizație odată la nu știu câtă perioadă și spunea că aceste pensii ar trebui chiar impozitate. Corect. Dar eu cred că nu trebuie date, pentru că nu văd nicio logică în a da aceste... Înseamnă că avem prea mulți bani să cheltuim pe pensii speciale? Păi nu avem bani. E o iluzie povestea asta cu banii și cu creșterea economică. Dacă ai bani, de ce te împrumuți? Pun aceeași întrebare. Dacă tu spui tot timpul că ai bani, de ce mai faci împrumuturi? Bun, legat de deputați și senatori. Văd că n-ați... n-aveți ce spune? Dumneavoastră aveți ce spune? Prea puțin. După ce în legislatura 2012-2016 s-a atins o culme a nerușinării în traiseismul politic în urma alegerilor europarlamentare din 26 mai, dar și înainte, 10 de parlamentari migrează dinspre PSD și PMP către PNL, USR și ALDE. Domnule Herțeg, de ce nu se dorește reglementarea definitivă a acestei forme de prostituție politică, pentru că așa e numită, și vă dau un singur exemplu, cel al actualului europarlamentar USR Vlad Botoș, care a fost membru PNCCD, Forța Civică și PNL, ca apoi să se înscrie în USR. Da, să știți că eu nu sunt de acord cu a se reglementa treaba asta. De ce? Și am să vă spun de ce. Și nici nu o consider prostituție politică. Până la urmă, e angajamentul pe care fiecare parlament și le-am în fața electoratului, în fața propriului partid care îl pune pe listă. Dacă el își încalcă angajamentul, e o chestiune de onoare. Ar trebui până la urmă să-l sancționeze la vot. Ceea ce nu se întâmplă. Dacă nu se întâmplă, dacă cetățeanul, nu putem până la urmă orice greșeală și orice... Eu nu sunt pro-reglementat. Adică vreau să spuneți că trebuie doar cetățeanul să-l sancționeze? Ca să ai mai multă libertate, trebuie să ai mai multă responsabilitate. Și pentru a avea mai multă libertate, trebuie să eviți această capcană a legiferării. A legifera fiecare chichiță, fiecare pas, fiecare act care trebuie să țină de demnitate și de onoare și de o anumită responsabilitate. Dacă facem asta, până la urmă ajungi să îngrădești tot mai mult libertatea. Să aibă ce... Până la urmă oamenii ăia o să răspundă. Dacă conștiința lor nu există sau nu înțeles. Nu pot apela la ea, e treaba bine, lor. Ei sunt oportuniști pentru că păi așa și se noi ce facem ca votanți? Nu trebuie să sancționăm lucrurile astea, trebuie să fim atenți la lucrurile astea. Dar poate că votanții nu sunt suficienți de informați. Ordonanța de urgență este definită de articolul 115 din Constituție ca fiind posibil a fi adoptată doar în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. De ce mai avem nevoie de un parlament cu 465 de membri și un buget de sute de milioane de euro dacă guvernul legiferează? Se justifică în toate cazurile starea excepțională a măsurii aprobate prin ordonanțele de urgență? E o întrebare retorică, pentru că amândoi cred că am răspunde că nu. Evident că acest mecanism al ordonanței de urgență e folosit în exces de multă vreme. Și nimeni nu vrea să renunțe, nicio guvernare nu vrea să renunțe la acest mecanism, pentru că justifică până la urmă demersul destul de greoi din Parlament în adoptarea anumitor legi. Da, problema se întâmplă, ajungem aici și pentru că avem legile prost făcute. Dacă legile până la urmă ar fi clare, simple, ușor de aplicat, aceste ordonanțe de urgență n-ar mai apărea, sau necesitatea unor ordonanțe de urgență n-ar mai apărea. Evident că ne dorim să avem o țară care să aibă la bază o structură clară de legi, simplă, pe înțelesul tuturor, în așa fel încât să fie predictibile, nu? Să știm până la urmă, uitați-vă, dacă schimb în codul fiscal, nu? Te-a pus și schimbi acolo de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta, în fiecare an și faci schimbările astea, ce predictibilitate poți să ai ca un om de afaceri sau ca o afacere? Mâine îți spune că salariul minim va mai crește cu nu știu cât, mâine îți spune că curentul va crește cu 20% pentru firme. Toate lucrurile astea îți dau peste cap toate calculele, pentru că
Cu care tu ai pornit la drum, că ți-ai făcut o strategie. La drum. Nu vrei să produci o pereche de pantofi. Tu știi care e piața pantofilor, nu? Știi ce prețuri sunt până la urmă. Așa mai ajungi că mergi în faliment. Și el schimbă. Tu ajungi să ai niște costuri care până la urmă poate că nu-ți mai acoperă nici prețul de vânzare. Bun, legat de parlamentar. A avut acel referendum al lui Băsescu, da? A trecut, nu s-a pus în aplicare cu 300 de parlamentari. Nu știu dacă se va pune vreodată, pentru că îi provoci Parlamentul să-și taie craca de sub picioare. Ceea ce nu o să facă. Și așa avem prea mulți parlamentari. Și așa, la 300 cred că numărul lor. Trebuie să ne uităm la alte modele de țări parlamentare și o să vedem că numărul lor e mult mai mic. Americanii au numărul, în Congresul e de dimensiune aproximativă a Parlamentului. Dar eu cred că numai românii au atât de mulți parlamentari. Și eu cred că suntem... Cred că o să venim într-o zi pe analiză. Nu am nicio toate datele, dar cred că suntem pe primul loc la numărul de parlamentari și sunt degeaba. Ascultați-mă. Știți cum se lucrează în Parlament? În mod normal, ei când se întorc luni, după ce au fost pe teren și au avut întâlniri... Se întorc, marți, după ce au avut întâlniri cu electoratul, dacă după ce au stat la discuții, așa, și au cules și au făcut teren. Nu, acum punem ghilimele de rigoare. Ei se întorc acolo și primesc fiecare câte un dosar, cam ia atâtica, cu toate actele care urmează să fie votate. Câți dintre ei credeți că parcurg acele propuneri legislative care urmează să le voteze? Vă spun eu, poate nici 10% nu reușesc să le parcurgă, să le citească, să le mai și înțeleagă că unii... Da. Aș vrea să zic ceva, dar o să mă abțin. Bun, și atunci, normal că Parlamentul ăsta, la dimensiunea asta și în componența asta, e inutil, nu ne putem aștepta. Deciziile se iau, de fapt, în grupurile parlamentare, Adică, cum s-ar spune, jocurile sunt deja făcute. Da, ei intră pe teren, fac o miuță și la ora, miercuri, deja în avion să se întoarcă. Dumneavoastră sunteți un critic vehement al guvernării actuale, într-o postare... Nu sunt sunt doar un observator critic. Observator critic, atunci vă numesc, într-o postare recentă scrias că guvernul se împrumută, că nu vorbeam de împrumuturi, pentru a plăti salarii și pensii, în paralel cu mutarea resurselor dinspre investiții către consum. Cred că realizați că asemenea declarații nu vă fac foarte popular în rândul majorității electoratului, nu? Nu știu că ce opțiune are majoritatea electoratului, să vă pentru că nu există, da, haideți să vedem. Majoritatea electoratului, în sensul în care sunt foarte mulți cei care, să zicem, depind de aceste resurse, adică iau bani de la stat, nu? În sensul ăsta vă gândiți că, din punct de vedere al opțiunii majorității electoratului, alegerile recente de la europarlamentare ne-au arătat următorul lucru. PSD-ul, care are o actuală guvernare, de ALDE nici nu mai cred că mai are rost să-i numărăm, au avut același număr de voturi ca la alegerile anterioare parlamentare. Adică ei nu și-au modificat bazinul electoral mult. Nici în sus, nici în jos. 2 milioane și un pic de voturi. Ăsta e bazinul electoral din al lor. Bun. Cât privește această afirmație, eu sunt absolut convins că am dreptate. Pentru că, haideți să ne gândim la următorul model de oraș, cum a spus, de administrare. Dumneavoastră sunteți primar și colectați banii din taxe, impozite pe clădiri, pe mașini și alte lucruri, le colectați de la cei care locuiesc în localitatea model. Bun, banii aia de ce colectați? De ce trebuie să vă dea până la urmă cineva banii lui? Vă dă banii lui pentru că există acel contract social, nu, care spune că o să-i luați banii și o să-i folosiți tot în interesul lor, nu? Da. Bun. Întrebarea e, dacă eu banii ăia și mie nu mă ajung banii să-mi plătesc mie salariile ăstuia, eu care îți gestionez banii ăia, adică eu sunt ăla care îți gestionez banii și îți iau banii numai să-mi plătesc mie salariile. Ok? Numai pentru propria mea existență ca salariat. Care e rațiunea atunci de funcționare a unei administrații? Mai are rost să existe administrația aia dacă ia bani numai ca să-și plătească ei salariile, că nici nu le ajung în unele comune? Nu-și mai are rostul. Și atunci se pune întrebarea,
Ce facem? Care ar trebui să... Eu am un reper, eu m-am tot gândit la treaba asta. Și am zis așa, din taxe și impozite, mai mult de 30% pe an, dar din ălea, nu din banii care mai vin din alte fonduri, nu au voie să nu depășești 30% pe salarii. Pentru salarii, da. Restul 70% trebuie să se ducă pentru investiții, că de aia nu iei banii. Să faci drumuri, să faci canalizare, să faci școli, de aia colectezi banii. Nu pentru a sta într-un birou și ai număra în fiecare lună când iei salarii. Mă întorc puțin la codul administrativ și în afara pensiilor speciale pentru primari, care sunt punctele contradictorii ale acestui cod pe care nu le-a spus, aprobat fără avizul Consiliului Economic, să menționăm, și social și al sindicatelor din administrație? În afară de povestea cu... Da, de care am vorbit. Nu mai vin acum alte probleme care erau acolo, dar era cu delegarea responsabilității semnăturii primarului către altcineva, adică poate oricine să semneze în locul primarului, adică e și un paradox, adică îi dai pensie specială primarului. El nici nu semnează. Da, dar nici nu semnează. Poate să spună unul din birou alăturat, bă, tu semnezi în locul meu, uite, aici te deleg pe tine să fii primar, eu vin, trec și eu pe la primărie să văd ce mai faceți, dar eu nu trebuie să semnez nimic, nu mă asum nicio responsabilitate. Dar o să iau pensie specială. Deci e un paradox în povestea asta. Ați afirmat că pentru PSD prezența lui Liviu Dragnea ca președinte are efecte negative. Prin prisma condamnării acestuia și a deciziilor recentului congres extraordinar social-democrat, considerați că s-au rezolvat problemele din PSD? PSD-ul nu să-și rezolve problemele, în primul rând, pentru că modul lor de abordare a politicii. PSD-ul nici nu e un partid până la urmă. Până la urmă, PSD, vorbim de un anumit sistem. Sistem care are anumite ramificații în instituții. Nu vorbim neapărat de un partid care, doctrinar, care, chiar dacă la congrese își amintesc că sunt social-democrați, dar nu vorbim neapărat de și nici membrii ei membrii lui nu sunt convinși de ceea ce spun. În PSD sunt foarte mulți oameni de afaceri, de exemplu. Eu, pentru mine, am spus-o și o repet, e un paradox. Ce să caută un om de afaceri într-un partid social-democrat? Omul de afaceri trebuie să fie un liberal, trebuie să se gândească la cum să obțină un profit cât mai mare, cum să-și reinvestească profitul, cum să-și dezvolte afacere, nu la cum să dea mai mulți bani din banii produși de el statului. Pentru că un om de afaceri, așa ar trebui să gândească de factură social-democrată, ar zice, doamne, îmi dau toată firma, dacă se poate, eu dau angajaților, dau statului să se ocupe de ea, pentru că eu sunt social-democrat. Dar, mă rog, revenind la discuție, nu știu de când ați luat acea declarație, Liviu Dragnea, într-adevăr, până la urmă, a făcut mult rău PSD-ului. Dar asta e treaba lor. Problemele s-au rezolvat? Întrebarea e, ei sunt tot acolo. Ei au stat sub un conducător care s-a dovedit până la urmă a fi infractor. Chiar dacă era cel... Bun. Conștiința ta ce-ți spune până la urmă? Adică nu-ți dă din cât în cât câte o pălmuță în sensul ăsta să-ți spui, bă, dar totuși am ascultat de un infractor. Atâția ani n-am avut curajul să mă opun tuturor derapajelor pe care respectivul se vedeau. Nu? O țară întreagă am fost întrepidații pentru că șeful PSD vrea să-și rezolve problemele din justiție. Și am fost 2 ani în stradă, împreună, de multe ori, ca să încercăm totuși să păstrăm normalitatea în țara asta. Ei, eu aș avea o mare problemă de conștiință. Eu nu știu, probabil că gândesc că... Alții nu au. Luăm o pauză de publicitate și revenim și la alte subiecte.